Evitate somnul cu... sexului creează exact, monștri. Exact, somnul sexului. Așa. Somnul sexului în familie da. Creează monștri. Poate crea monștri, da. Se bazează pe acest spirit al poporului, care e un popor, cum spuneam, tradiționalist, ultraconservator, hrănite acestea de tradiționalismul și conservatorismul de religia ortodoxă și nu întâmplător milioanele de semnături strânse au fost strânse cu ajutorul bisericii. După părerea mea, este o mișcare foarte, foarte, foarte de dreapta, ca să mă exprime eufemistic. Adică e o mișcare pe care legionarii ar fi făcut-o în interbelic și o fac nu întâmplător unii dintre conducătorii acestui fenomen al familiei tradiționale au apucături neolegionare. De altfel, din fiecare an când există parada gay, da. Există și o manifestare paralelă condusă de noua dreaptă, de mișcarea noua dreaptă împotrivă de homofobie, de manifestare homofobiei, când se iese cu icoane, cu prapori, cu odăjdi bisericești, cu discursuri creștine, ortodox creștine și așa mai departe. Deci e aici un delay de o întârziere și o defazare comportamentală și mentalitară care nu ne face bine.